sunt aici din dragoste, din foarte sinceră dragoste pentru o revistă care m-a cucerit de când am descoperit-o și care, deși e adresată femeilor, a găsit în mine un cititor frecvent și credincios. Tango, din dragoste, totdeauna mi-a plăcut ideea că îi zice tango și cred că e de departe cea mai senzuală revistă, între alte, dar și pentru că are o creatoare care știe să iubească și să ne facă și pe noi să iubim, așa că e ca un fel de medicament ideal și ca un film care nu se termină niciodată, care apare în fiecare lună, mult mai des decât filmele de dragoste. Din punctul meu de vedere, ca iubitoare de cinema, deci de imagine, sigur că la ea nu e o imagine mișcătoare, deci dacă le pui așa pe repede înainte, ai impresia că se mișcă așa ca la începutul celei de-a șapte arte. Alice e un om minunat și face niște lucruri minunate, se zbate să le facă. Muncește foarte mult, îi doresc din tot sufletul să-i meargă foarte bine, să fie împăcată, că mulțumită sigur este de ceea ce face. E o revistă care o citesc cu mare plăcere, din totdeauna am fost alături de ea, exact cu dragoste, normal. Editorialul meu se numește 100 de vieți, pentru că, de fapt, fiecare revistă pe care am reușit să o scoatem pe piață are o viață a ei și a luat una dintre viețile mele, pentru că am îmbătrânit puțin, cu folos, cred eu. Am editat două cărți foarte, foarte frumoase, Dialogul vântului cu marea, Nina Casian în conversație cu Carmen Firan. Este o carte pe care am reușit să o publicăm în parteneriat cu Catena pentru Artă, pentru că este o carte de artă. Aceste gesturi de generozitate, de a susține apariția unui lucru important, eu îl apreciez foarte mult, mai ales că vin dintr-o țară unde trăim din așa ceva, trăim din generozitatea celor care știu să aprecieze, știu să vadă și să susțină arta, literatura, cultura. Mulțumesc programului Catena pentru Artă, un program care este, iată, pe sistem occidental, adică a simțit din zbor că aici există valoare. Cartea scrisă de Lavinia Pintea Tatomir, apărută pe piață chiar la 7 ani de la dispariția soțului ei, atât de iubitul actor Adrian Pintea, este o confesiune sfâșietoare pe alocuri, dar care îți lasă într-un final o senzație de bucurie enormă, pentru că descoperi că dragostea nu are limite. Este extrem de emoționantă și n-am reușit să o citesc mai mult pentru că m-a răscolit foarte tare. Adrian era balanță și ea este fecioară. Se spune că balanța e guvernată de Venus, planeta iubirii. De aia era atât de romantic. Și fecioara e guvernată de Mercur. Mercur este planeta inteligenței. Lavinia, într-adevăr, întotdeauna amintește și cât de romantic era și cât de protectiv era el. Sper ca din rândurile ei să răzbată toată dragostea și toată emoția cu care am scris-o, toată iubirea, toată recunoștința. Veți descoperi dialoguri interesante, fascinante, poate, pe care le purtam cu Adrian, întâmplări de la filmări, de la spectacole, pentru că Adrian obișnuia să mă poarte cu el pretutindeni. Viața noastră împreună este o carte omagiu, este o carte amintire, este o carte jurnal. Să plec amin.